Jucătorii FC Universitatea Craiova s-au pregătit ieri dimineață pe terenul de fotbal sintetic amplasat în sala complexului sportiv Popeci. O noutate a fost revenirea fundașului Stefan Aca, fundașul ivorian care nu s-a putut întoarce mai devreme în țară din cauza vizei. În rest, elevii pregătiți de Nicolo Napoli s-au antrenat într-un nou echipament, starea de spirit în cadrul lotului fiind bună. Înaintea fotbaliștilor de la FCU, în această locație s-au antrenat și componenții echipei CS Universitatea. La ședința de pregătire a fost prezent și președintele clubului, Marcel Iancu. Acesta s-a declarat mulțumit de condițiile din sală. După reunire, vizita medicală, acum și antrenamente în sală. Noi am efectuat un antrenament începând de marți în Parcul Romanescu, pentru că e perioada de readaptare la efort. Astăzi avem program în sală, aici la sala Popeci, unde am găsit condiții și de pregătire pe teren artificial și de, în sala de forță. Echipa, Nicolo este foarte mulțumit de ce a găsit aici și va face, după cum spunem, un program bun de antrenamente cu refacere și cred eu că Universitatea Craiova reintră într-o stare de normalitate, pentru că după discuția de ieri dintre domnii Marin Condescu și Adrian Mititelu, când cred eu că au parafat anumite înțelegeri în ceea ce privește viitorul echipei de fotbal, lucrurile par să intre în normalitate. Începând cu data de 8 februarie, FC Universitatea Craiova va efectua un stagiu de pregătire la Cisnădie.